Internetul a împlinit 34 de ani și este greu de imaginat o lume fără el. Începând cu o rețea academică restrânsă, astăzi internetul conectează miliarde de oameni și influențează fiecare aspect al vieții noastre, de la comunicare și educație până la afaceri și divertisment. Cu toate acestea, impactul său nu este întotdeauna pozitiv, aduc aducând cu sine provocări legate de confidențialitate, dependență și sigur că securitate. Alături de noi astăzi este domnia sa Nicolae Popov, inginer programator, care ne va ajuta să înțelegem istoria internetului, cum ne influențează viețele și ce ar putea însemna pentru noi în viitor. Mulțumim domniei voastre că ați găsit timp ca să fiți împreună cu noi. Și evident atunci când vorbim despre internet și mai ales, știți cum spun vorba în spațiul nostru românesc, în momentul în care se cunoaște ceva, Păi, hăt, știm de când. Și dacă am fi vorbit despre internet, păi parcă ni se pare că mereu a fost lângă noi. Dar iată că zice istoria că n-a fost mereu și a avut un început. Ce puteți spune despre nașterea lui? Cum au fost primele zile? Cum au fost primii ani? Cum a fost internetul ca atare? Da, mulțumesc pentru întrebare. Adesea, lucrurile noi, da, ceva s-a dezvoltat în urma unor activități militare. Și atât asta este preponderent așa în țări, pentru că e, se investește mai mult în domeniul acela pentru apărare, pentru dezvoltare. Și atât în anul 1957, când Rusia a, pornește primul satelit în spațiu, Sputnik, Statele Unitele Mircii sunt a, cumva depășite și ele răspund la aceasta cu conectarea sau dezvoltarea unei tehnologii de a conecta toate computatoarele. Asta era anul 1958 când se finanțează ARPA sau asociația de research, mai departe, adică asociația de, de cercetare. Aici era vorba de câteva universități incluse. Din anul 1958 eu încercat să conectez computatoarele și de ce? Pentru că, în primul rând, ele erau mari. Deci, și baze de date și schimb de baze ca să fie viteză mai. Comunicare, în primul rând. Comunicare. În primul mm -hmm. rând, comunicare. Deci ea de transmite informația unul către celălalt. Uh, Institutul de Militar din, uh, din Washington, spre exemplu, o să trimită către California sau ceva de genul, da? Uh, computatoarele fiind mari ele erau voluminoase, câte o cameră de asta poate și mai, și mai mare unele, atunci era greu să transmiți informația de la unul la altul. Deci a fost nevoie de un concept de a transmite această informație. Și at, începând cu anul 61, a început a dezvolta teoria transmitelor de pachete, cum o numim noi nu azi transmitere de date. Și at încet, încet a început să se implementeze acest lucru până în anul 83, când, când se înglobează TCP-IP, protocolul de comunicare universală. Deci aici este primul start. Deci fiecare computer putea comunica universal. n are importanță. Este un singur limbaj, un singur interfață și se putea conecta unul cu altul. Și atât transmiterea informației s-a început uh, prin protocolizarea ei. Iar cum ați spus, uh, uh, istoria se perinde cam, să zicem, din anii 1990. Pentru că în anii 1990 administrația Clinton oferă publicului larg internetul. Și atât de atunci putem spune oficial că este începutul internetului, însă, cum v-am zis, el a început chiar din în anii 50, dezvoltarea lui și ceea ce avem și până în prezent. Deci, cum înțelegem din cele spuse ale dumneavoastră, încercarea de a comunica, de a face așa. deci Tehnologiile, schimb de informații pentru exact. de dezvoltarea tehnologiilor, exact. fie că sunt folosite de militari sau da. alte scopuri. Evident a fost o încercare de a crea o, eu știu, un spațiu, o, o rețea, în, a, în așa fel încât să fie comunicarea printre acestea. Însă putem să datăm internetul așa cum îl înțelegem noi și îl vedem din moment ce a apărut protocolul despre care ați vorbit este mm -hmm. Protocolul general prin care se, se prescrie pe fiecărui uh, dispozitiv care da. se conectează la rețea, îi se oferă un fel de adresă okay, prin da. care se comunică da. și așa mai departe. Da. Evident că, după cât îți în minte eu, mm -hmm. primele computere dădeau niște sunete în moment ce se conecta, interesante. Mm -hmm. da, 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 da. Acum sigur că sunt alte lucruri, dar întrebarea mea, evident, când a apărut în sine? internetul, uh -huh. cum a apărut el, adică cum, cum arăta el, uh -huh. care era, eu știu, menirea, care a fost oferta și pe parcurs cum s-a dezvoltat el, cum, cum a da. apărut, prin ce etape a trecut internetul la ziua de astăzi, așa cum este el. Da. Așa cum ziceam, el a apărut din necesitatea de comunicare între echipamentele acestea militare însă el încet, încet, fiind dezvoltat și oferit publicului larg, capătă un concept orientat către client, către consumator, nu către organizația militară. Da? În momentul acesta el începe să dezvolte și în partea pozitivă și în partea negativă. Asta înseamnă că multă lume începe să folosească pentru beneficii, dar altă parte de lume începe să îl exploateze sau să caute punctele slabe, să încerce să găsească locuri unde s-ar putea infiltra fără o prată oarecare, fără costuri, da? cum numim noi astăzi? Hackeri. Da. Iar dezvoltarea asta spre negativ și spre pozitivă, nu aduce la, cu sine decât mai mult dezvoltare și mai multă împuternicire a, a acest, acestei rețea, eram să spun network din engleză, da? a rețelei. Iar ceea ce vedem noi astăzi, un, un, un departament care se ocupă în general de internet, se numește cyber security sau um, cum s-ar traduce securizarea informației, da? Electronici. Iată, da, electronici. Iată, iată, dezvoltarea internetului cum, cum, cum are loc, da? de, la, de la necesități militare către necesități organizaționale și după aceea către consumator final, către om. Deci s-au orientat către persoană, către persoană privată. Da? Și iată, deja noi înțelegem lucrul ăsta și ce înseamnă că internetul este orientat către noi. Evident nu că sânțiam. nu ne imaginăm, nu ne imaginăm, la ziua de astăzi societatea modernă nu-și imaginează fără internet, adică viața fără internet. Pentru că prin internet și comunică și gratis mm, <laughs> comunică. Mm, deci nu mai aproape. trebuie să... La înlocui telefonia. Așa. Înlocuiește telefonia. Pentru că în momentul în care în trecut era telefonul fix cu fir, trebuia da. să dai un telefon și chiar dacă ar fi fost telefonie mobilă, tot prin aceeași tehnologie mergea deci trebuia să plătești pentru orice convorbire, pentru orice secundă, minută Vinde. care tu o conversai sau o foloseai da. vorbind cu cineva în afara țării sau, mă rog, da. Peste, da. peste peste, 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 kilometri, peste chiar și mii și zeci de mii de kilometri. La ziua de astăzi, prin internet fără probleme, vorbești ca și cum ai fi vorbit pe telefon nu are nimic probleme și nu doar din punct de vedere al persoanei sau a individului se folosește ci nu cred că corporațiile și eu știu, firmele și tehnologiile și statul neglijează această tehnologie. Evident, e diferit, dar mai, mai, târziu vom vorbi. A, doua, a treia întrebare care aș fi vrut să, să ne explicați, cum a fost ea în dezvăluire, în dezvoltare, pentru că, știți, vrei, nu vrei, dar nu numai, nu numai uh, cum apare internetul, pe, eu știu, pe interfață, pe ecran okay. uh, a, a trecut etape. Dar și viteza acestuia. Mm. Da. Pentru că atunci când vorbim despre internet, evident la pachet vin și atâta pe minute, nu știu ce. Da. Așa viteză are. și Apoi au apărut ultima vreme, deja nu se mai zice despre uh, câte megabytes, câți bytes megabyte, byte pe secundă mm. și nu știu ce măsurări. Deja apar G1, G2, G5 deci da. ce sunt toate acestea? Care sunt, eu știu, creșterea și evaluarea și dacă ați putea să explicați poate cineva ascultă asta și zice măi, se vorbește despre 5G, domnule, dar ce mai este și asta? De unde s-a luat? Da. Încă nici 4G nu știm sau 3G sau eu știu, au rămas încă la 2G, dar de unde? Ce este? Ce înseamnă toate acestea? Da. La început, tehnologia s-a fost conectată prin telefonie, deci cablu telefonic. Deci viteza, conexiune, conexiune fizică. Conexiunea fizică era prin cablu telefonic, da, fizică, doar fizică la moment era primele viteze erau undeva 16, 24, 52 maxim s-a ajuns. Da? Eu e, când ce era, 52, pot poate da. Explica, <laughs> 52 <laughs> de, <al voastră>, de <laughs> kilobiți <laughs> kilo pe secundă. Acum da. în românii exact. trebuie <laughs> da. da, deci noi în română spunem kilocteți. deci kilocteți pe, pe secundă. Deci câte pachete s-au transmis, atâția mii de octeți s-au transmis pe secundă. Adică într-o secundă, într -o secundă, informa informa de informație de cât... De... De... Da, ce se transmite de pachete, da. Acum eu când eram la liceu, mi-aduc aminte, în anii 2005 aveam un computer, atunci era foarte performant el, în vremea ce și ne, mă conectam de acasă la internet prin router, modem, prin modem la telefonia fixă. Și deci erau sunetele celea da, zbr, da? da, Cum se conectau? Da. <laughs> Sunete <laughs> Da. Um, acum când am ajuns la universitate, iarăși peste vreo trei ani, uh, ne aduc aminte că aveam o viteză de 128 megabit deja. No. Uh, 256, e, și da, era, era o viteză deja destul de mare. Astăzi eu acasă am gigabit, da, deci un gigabit de, de informații pe secundă se transmită. Evident că s-a împărțit în două laturi, LAN și WAN, adică LAN a fost cei care s-au conectat fizic prin cablu și one a fost rețeaua wireless. Deci ce înseamnă wireless? Este radio, undele, undele, de radio. Acum telefonia fixă și ea a făcut un pas enorm, deci au apărut telefoanele mobile, da? și au început a folosi protocolele 2G, 3G, deci astea au fost niște uh, frecvențe de rad, în care ele vor comunica și vor, uh, vor descarca acești kilobiți, megabiți da, de informații. Astăzi a apărut deja 5G și toată lumea stemi de uh, vor fi subsoluri, nu le cunoaștem pe toate, că nu toate sunt pe tava noastră de, de informație. dar este important să cunoaștem că ce să sunt uh, diferite nivele de unde radio. Asta, asta este în primul rând. Și ca să înțelegem, toate sunt niște unde radio. Are unde de radio, vrei, nu vrei, ele trec printr-un printr eter, printr-o masă, prin, prin oameni prin ființe, prin case, prin orice, da? Și pe unii afectează, pe alții nu efectează. Evident că puțină lume este afectată lucrul ăsta și este neglijabil situația aceasta. Dar sunt oameni care, ca informații, sunt oameni care trebuie să locuiască undeva departe pentru că și afectează, iată, razele ce este undele. Și, da, iată, dezvoltarea a avut loc cam așa, cablurile de, de, telefonie fixă, după ce cablurile acestea de coaxiale, care erau cum fir de cupru prin mijloc și apoi pe deasupra aveau plastic și mai deasupra aveau încă un, un, cu protecție. protecție metalică, ceea ce era nulul, cum se mai spune. E, și după aceea merg cablurile acestea UTP, care le spunem noi, sau este pe... Optice, optice. Nu, 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 nu. UTP-urile UTP urile cat 5, 4, 6, acestea care, mufile care le avem Au la, mai multe la laptopuri, care uhum. avem 8 conexiuni, da? E, categoria 5, 4, 6, iată, eu mi-amintesc că am -mi făcut am, făcut o, am avut prima mea experiență de conectare a cablurilor de categoria 6C, dacă mi-aduc aminte bine, eram la Academie de Științe, în blocuri de chimie și biologie, noi acolo am trasat cablul acestea de internet pentru viteza de 1 gigabit. Deci pe cablurile acestea de UTP, care nu le, le numim. Cele și ele erau ăstepe, deja erau învăluite încă într-o într folie ca să nu dea voie interferențelor. Deja acasă, probabil multă lume are deja fibră optic, prin care datele se pierd foarte puțin și viteza este foarte mare, ceea ce poate ajunge, se estimează, că poate ajunge și până la 800 de gigabits pe secundă. Noi până acolo mai avem în țara noastră, bine la viteza care o avem, noi nu ne putem jălui. Și tot aici, vorbim despre accesibilitate, cum a evoluat accesibilitatea la internet? Da. Avem tot mai mulți provider astăzi, adică ce înseamnă un provider, cel care poate să te conecteze la internet. Internetul este pur și simplu o rețea globală. Iată, noi când eram la Cămin, la universitate, conectam, spre exemplu, 5 calculatoare în serie, da? Și între noi comunicăm, Iată, noi facem o rețea. mai imaginați-vă ce este nu 5 călcătoare, dar 5 milioane, 6 miliarde, da? Toate sunt înglobate unul cu altul și la cineva stă pe calculator YouTube, la cineva Facebook și toți avem acces la YouTube, la Facebook. Iată, asta este și rețeaua. Cum ziceam la început, internetul acum a început să se manifeste către persoană privată. Asta nu înseamnă că organizațiile au lepădat internetul, asta înseamnă că toate soluțiile sunt pentru persoane private, în mare majoritate. Adică persoane adică fizice, noi. care se pregătesc. Da, toate soluțiile, platformele sunt destinate, majoritatea lor sunt destinate persoanelor fizice. Deci noi suntem cei mari consumatori, să zicem așa, da? care... Um, la noi, în țară, spre exemplu, s-a dezvoltat internetul cu, multele mult telecom, Starnet și mai nu știu dacă e ok să dăm nume aici, dar sunt mai multe companii care au dezvoltat internetul ăsta. Și mi-aduc aminte că în anii mei de studenții erau companii care vroiau chiar să înlocuiască telefonia mobilă prin telefonia IP. Personal, să ai un telefon mobil care se comunici prin telefonie IP. Deci să nu folosești datele acestea de comunicare telefonică, dar să folosești internetul. Ceea ce se folosește, spre exemplu, în, în companii, organizații. Deci, cum spunea asta în la început, astăzi noi avem mai multe tipuri deja de telefonie IP, putem să spunem în alt fel zis. Este, avem aplicații sociale sau alte aplicații de comunicare. Deci asta o schimba deja, deja radical o schimba toată no, Eu ți minte când a apărut Skype, da. pentru prima dată și lumea <laughs> se era că se poate de comunica și nu pur și simplu de altul. Skype, asta era ceva nou, ICQ era mai vechi. <laughs> A, ah, ICQ. Eu știu de Skype. Da. <laughs> Pentru că ah, e utilizarea, da. ca utilizator, spun acum din punct de vedere da. ca utilizatorului. Ca apoi să apară tot mai multe mesagerii și cine mai își mai aduce aminte de Skype. Da. Deci mă refer acum când se schimbă produsele da. și mereu se oferă ceva nou. Evident că... Problema care noi o vedem în viața noastră, ea este și are o istorie în spatele ei. Iată, istoric vorbind, dezvoltarea acestei, acestui internet, pentru că la ziua de astăzi versiunile internetului sunt... Noi nu nici nu știu ce versiune acum avem de internet. Ce a fost versiunea? 1, 2, 3? Probabil vă referiți la, la protocoale de HTTP, de, acestea sunt nu cred că interesează pe largul public dar sunt niște protocoale care au, au văd menirea să ușureze comunicarea între... Vorbim despre versiune, mă refer mm -hmm. acum de consumator, din punct de vedere a consumatorului pentru că pentru prima dată când a apărut prima versiune de internet din punct de vedere a consumatorului mm -hmm. erau doar niște uh, pagini unde puteai tu să intri și erau web, așa numitele web, web pagini da. sau eu știu pagini da. fixe unde tu puteai să accesezi sau să intre, să comunici și asta a fost prima. Ai mm -hmm. intrat și îți răspundea cumva, puteai da. să vezi. Interacțiune puteai să faci. Deci, interacțiunea era foarte limitată. A doua versiune, deci este momentul când uh, internetul uh, deja uh, web-urile sau mm -hmm. site-ul îți mm -hmm. oferea ceva mai mult au apărut deci rețelele sociale deci au apărut variant variantele când eu știu, puteai să intri într-o societate electronică puteai să-ți vezi un profil și comunicai cu grupul acela deci apărea deja comunicarea nu era da. doar pur și simplu o pagină da. ca o vitrină și tu intrai și priveai ce interesant, ce frumos poate accesai, poate nu Uh, dar deja era o grupă, o societate Versiunea a treia, deja au apărut mesageriile uh -huh. Mesageriile care oferea deja comunicare, nu, hai să zic, nelimitată, uh, interpersonale Acum la ce să ne așteptăm? Care sunt prognozele <laughs> pentru viitor? Da, păi începând cu, dacă vorbim din punct de vedere istoric Începând cu anii 1990, atunci a început să se dezvolta prima pagină web după ce s-au introdus primul web browser și standardizarea protocolului MP3, ceea ce a revoluționat industria muzicii. Și de atunci s-au început, paginile au început să nu mai fie doar statice, cum se zice asta în început, da? Deci, hai să zicem așa, versiunea întâi, pagini web statice. Noi astăzi tot avem pagini web, Facebook sau, sau YouTube sau orice alte platforme, ele sunt tot pagini web. Însă nu mai sunt statice, Deja ele interacționează cu noi, deja ele sunt inter... din limba aia franceză, da? Interșanjabile, da, da? Se, se, se interschimbă datorită profilului. La ce să ne așteptăm? Blockchain, IoT, U, știți, AI, vorbiți, vorbiți da, în românești. Exact. Că ar trebui să faceți o traducere. Da. Iată tranzacțiile care se fac în lumea noastră au nevoie de au, au, nevoie de un mediu sigur. Iar securitate. securitate da? Iar aceasta oferă blockchain-ul. Blockchain-ul este o rețea de, de securizată, să zicem așa, de, 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 a oferi un mediu de dezvoltare a acestor tranzacții, transferuri și așa mai departe. Uh, ce înseamnă IoT, uh, ce sunt uh, internet pentru toate device-urile, inclusiv pentru un smartwatch, care lumea are la, 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 la mână, inclusiv pentru un, uh, uh, un panou de acasă pe care l ai pe perete și care el poate gestiona cu temperatura casei, da? să dai mai tare, mai încet, Iată, este un device care sunt conectat la internet. Chiar și un, un GPS care stă la o bicicletă, ca să nu furi cineva, sau să Tot prin protocolul IoT. Ia, de, da, deci toate acestea sunt niște device-uri care sunt conectate la internet. Și toate acestea sunt conectate la internet și sunt înglobate în cloud. Deci aici iarăși trebuie să lămurim ce înseamnă, da? Cloud-ul nu este altceva decât o multitudine de computatoare, unit între ele ca să ofere o performanță mare, fără ca să mai fii dependent, să ai tu produsul tău sau computerul tău sau softul tău sau permanent să plătești licența. Da? Iată cum, ca exemplu, ai cumpărat un, nu știu, un soft care da? și la anul trebuie să-i cumperi o zicem dacă îl cumperi, dacă îl cumperi licențiat. A, astăzi nu mai este nevoie, azi face doar un subscription, da? cum se spune, adică subscrii la acel produs în cloud și deja poți să-l folosești anul împrejur. Da? Și la anul, și peste la anul, și tot așa. Pentru că tu permanent subscrii și tu îl plătești. Îl plătești în fiecare lună, îl plătești în fiecare Nu, an, de plată dependen... nu scăpăm. De plată nu scăpăm nici ca acum. Dar nu mai ești dependent să ai un computator cu așa performanțe, cu așa, cu așa specificații. da, mm -hmm. Pentru că îl poți folosi cloud-ul, adică pe cele cu interconectate. Um, Inteligență artificială. Uh, inteligența artificială deja a făcut un pas enorm. Uh, eu și acum am amintesc că eram prin anii 2021 22 când uh, discutam cu pe baza lucrului pe care le aveam, foloseam un, uh, o aplicație tierță de prognozare a consumului de energie a persoanei fizice uh, pentru anul viitor în baza la două dati de contor, de luna trecută și de luna asta. Și pe baza la acestea el se preconeza cam cât o să fie consumul pentru anul. Și atât, asta noi foloseam un soft, o, 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 terță aplicație, care era dezvoltată de către o altă echipă, a, și pentru că ei erau și un român, și discutam cu el, și el lucra la ChatGPT prima versie. Și Parcă eram îndoielnic față de ce o să iasă de la dâns, da? Deci ei foloseau inteligența artificială atunci la moment. Și atâta, în O creiau. O creiau, da. Deja mi-am 23, 24, deja iată, au fost anunțuri de tot felul. Ea funcționează. <laughs> deci <laughs> este versiunea 4, mi-e 5, da. A, și a 5-a chiar. Da nu da. Da, a Așa rămas că, în urma, Să da. Așa că tehnologia merge înainte, iată, astea sunt direcțiile care ne așteaptă în viitor. Nu mai știu ce mai prănuiesc alții, dar inteligența artificială împreună cu robotizarea de... Putem spune că deja este versiunea a patra. Deci în momentul ce este... Da, este a patra. Versiunea internetului în consumație. Da, da. în consumație. Cine așteaptă în versiunea a cincea, ne este greu să ne imaginăm, dar cu toate acestea, prognozele sunt încolo, spre viitor. Noi nu scăpăm de internet, ci doar o să fie implicat mult mai mult. Spuneți-mi, în momentul în care internetul intră, sigur că intră masiv, eu zic masiv în sensul că intră în toate domeniile vieții noastre și intră în toate domeniile de activitate, nu doar guvernamentale, ci și, eu știu eu, în instituții și private și suntem interconectați și da. lucrul acesta sigur că mărește, de ce când se vorbește despre viteză, deci se vorbește despre volumul de uh, informații și uh, cât de mult poate să înghită și cât de mult uh, rapiditatea de procesare și uh, întreb, deci, uh, răspuns, uh, deci, răspunsul la solicitare. La, la, la uh -huh. uh, 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 sigur când vine beneficiile, mai vin și uh, o altă latură. Uh. Și aici probabil uh. că ar trebui să vorbim despre, uh, știu, securitate. Uh -huh. Pentru că până de mult nu înțelegeam noi. Securitatea pentru noi, asta a fost, știți cum, nu, orice caz, pentru mine, generația mea, securitatea se asocia cu faptul că, domnule, eu, uh, nimeni nu poate să vină peste mine sau să intre în casă la mine sau... Uh, să mă atace undeva pe stradă sau cumva securitate în trafic, deci eu să mă am grijă de mine. Acum când se vorbește de securitate, se vorbește și neapărat despre uh, securitatea informațională. Da. Că nu ți intră la tine în casă, dar ți intre pe în viață. în viață. Și poate să afecteze și lucrul acesta, înțelegem că există și există experiențe negative. Dacă ați putea să ne spuneți mai mult despre aceasta. Uh -huh. um, prin anii 90, um, dacă, știu dacă nu greșesc, 93, um, feciorul unui colaborator de NASA, care era um, specialist pe criptografie, criptare, um, feciorul lui uh, încerca un proiect nou, și anume de a dezvolta vermi worms, da? Cum, uh, și primul verme dezvoltat în electronic. Chimic. Exact. Primul verme dezvoltat în rețea a fost Morris Worm, pentru că așa a chemat pe dânsă Morris, da? Iată, vermele ăsta, el a intrat în rețea și el s-a multiplicat și el a blocat întreaga rețea. Adică nu au mai putut să transfere atâta informație și el s-a blocat, pur și simplu. Și iată, de atunci, el nu a avut scopuri rele. Pur și simplu, era uh, curiozitate. Era curios să vadă ce să iasă. Da? Și iată, Uh, asta e istoric. Dar uh, istoria deja consemnează. După aceea, după Worms, au venit virus anii 2000 uh, au venit uh, uh, malware, adică părți de cod care nu funcționează corect și iarăși afectează aplicații pe care le ai. Au venit uh, atacări de hackeri, rău intenționați, uh, phishing, uh, phishing înseamnă uh, nu știu, nu știu cum să mă inscriu. Adică, da? Prinderea, pe... Prinderea, persoanelor în capcană. cană, o? Așa poate putem să spunem. Adică îți trimitea, spre exemplu, un e-mail în care era un link și trebuia să accesezi linkul că era de la bancă și trebuia să completezi datele. De oamenii nu verificau domeniul. E, și iată cu aceștia a început deja internetul, a început să, să aibă probleme de securitate și înseamnă că oamenii au înțeles companiile, organizațiile care erau responsabile, au înțeles că acest lucru este foarte important și trebuie știți, Yahoo a anunțat vreo câțiva ani în urmă că au fost alterate datele multor clienți. E, Asta înseamnă că în anii cei au apărut deja anti-malware, anti-worms, anti-virus, da? noi ne amintim uh, perioada noastră în 2005 încoace, când noi suntem mai în urmă un pic, uh, <laughs> parcă mai, mai mergem, parcă un pic mai, mai în spate cu evenimente, dar... Uh, deja, ține minte minte câți antivirus permanent trebuia să schimbăm, știri, era o perioadă așa de... Și date e, trebuia, deci da, apăreau tot da, mai multe da, și exact. diverse. Păi nu puteai să-i faci nimic la hard disk, trebuia numai să-l formatezi din nou sau... Da, era jalnic ja, în situația. E, însă, odată cu acestea și puterile celor care apăr s-au întețit. da? E, asta înseamnă că internetul a adus beneficii, dar a adus și lucruri ele. Și deja oamenii își dau seama că trebuie să protejeze. Nu știu cât la nivel personal înțelegem ce înseamnă că trebuie să mă protejez în internet. Pentru că multă lume chiar nu este la curent cu situația aceasta și multe date, spre exemplu, informații, dar în ziua de astăzi ce mai prețios este informația informația despre oricine, despre orice, pentru că ele toate se adună și se stochează și asta se numește data mining, este așa a, direcție, da? În care toate datele se acumulează și se scot de acolo cunoștințe. Adică câtă populație ar accepta, iată, așa ceva, câtă populație ar fi împotriva la așa ceva, și toate datele acestea oamenii le au. Oamenii le au. Organizațiile interesate le au. Nu, nu, nu le avem toți. Și orice acces accesare pe care noi o facem, noi trebuie să o facem uh, conștienți de faptul că totul este urmărit. Chiar și șoricelul ăsta, da, care îl foim fă, pe pagina web, el este monitorizat eu lucrând în domeniu, eu știu că eu sunt pe partea de, cum zice noi, back partea din spate a softului. Cei care lucrează pe partea din față, eu cunosc ei, noi zicem, fac tracking, adică monitorizează o fiecare click și fiecare mișcare de șoricea. Și astea sunt importante pentru oameni. Nu știu dacă ați observat, pe exemplu, sunt pagini când ai intrat pe ea așa, nu ți-a plăcut, tu vrei deodată să ieși. Când nu mai te-ai dat, în dreapta acolo ți-a ceva, nu te duci de grabă, da? Ți-a apărut un de unde știi? Pentru că el știe că i-a mutat mouse-ul la dreapta, la stânga, da? Și toate lucrurile astea sunt monitorizate. Sau, sau mai încercam eu când eram uh, student, da? Să fac ceva automatizări pe, pe site-uri. Uh, ei monitorizează și își dau seama că eu nu sunt om adevărat, pentru că eu fac numai cereri și răspuns, cereri și răspuns. Un om adevărat trebuie să meargă pe toată pagina, să treacă peste un buton, să treacă peste o imagine, dar eu nu, eu direct mai butonul ce da, da, faceam click, click, clic, nu e posibil, adică un om normal n-ar face așa și ei m mă blocau. <gătă> da, deci asta este ceea ce ține de securitate. Recent am auzit de Big Data, așa, așa Mare, mare Data. Deci, dacă ați putea să ne muriți, ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că, de ce ce am înțeles eu, până de mult, informațiile au cumva mai restrinse. Mă refer acum pe regiuni chiar dacă vorbim despre individ, deci nu erau comunicare, nu era o informație largă, mare, dar din moment ce globalizarea a intrat pe pas, deci pe un pas larg, da. ce înseamnă această big data, adică datele da. mari, pentru utilizatori sau pentru cei care ne privesc astăzi? Da. Odată ce computerul sau orice device este conectat la internet, lui se atribuie adresa IP. Înseamnă că o adresă strada cu tare, cu numărul cu tare, da? Iată, adresa IP are 1, 2, 3, 4, spre punct, punct, nu știu mai ce, 1, 2, nu are importanță. Lui se atribuie adresa IP. Pe lângă aceasta, computerul sau device-ul, da? Va trimite și MAC adresa, adică adresa fizică a acestui calculator. Toate datele acestea, unde credeți că se duc? Ele se duc la centrul de colectare. De obicei, care, cei care monitorizează traficul și cei care sunt producători ăștia mari, Google, Facebook, Twitter, și mai sunt, da? Deci, ei colectează datele. De ce? Pentru că mâine organizația domnului Cutărescu o să vrea să-și să, să vândă o gamă de produse noi, și gama asta de produse noi, el trebuie să o vândă doar la femei în vârstă de 30 până la 50 de ani. Și toate din regiunea botanică. De unde el să știe și cum el să promoveze lucrul ăsta? Păi el se adreseze la Google sau la Facebook sau da? Și acolo prătește oarecare taxă și ei cunosc cine se află, pentru că ei au IP-urile, au MAC adresă, au regiunea, au tot, au numele cutare, profiluri. Atunci ei trimită reclama aceea sau publicitatea aceea doar în regiunea în care el a selectat. Da? Iată ce înseamnă colectarea de date. Deci colectarea de date este cel mai important pas pe care îl fac ei, la momentul dat. Colectând datele a tuturor oamenilor, tuturor device lor n-are importanță ce, și atunci sortându-le. Big data, data mining, despre ce vorbeam. Uh, și având informația asta, deja poți să manipulezi poți să manipulezi societate, poți să manipulezi opinie publică, poți să manipulezi oameni care nu au atât de mult cunoștințe în domeniul oarecare. Și poți manipula cu orice. Deci, asta este puterea. Aici e puterea. Puterea asta stă în cunoașterea datelor despre internet. Cu cât știi mai mult despre utilizatori, cu atât poți să manipulezi mai mult. Nu știu dacă ați observat uneori când de îți uh, cer permisiunea, vrei să primești publicitate personalizată, tu oricum ai să o primești. <laughs> Dar acum vrei să o primești personalizată? Pentru că noi putem să o dăm și personalizată. Înțelegi? Adică tot ce noi accesăm să avea despre noi, că noi am accesat acolo despre cărți, despre jucării, despre suzetă, despre mai știu eu ce scutece, înseamnă că omul ăsta este cu interesat bebeluși da? Și tot așa. Deci, îți transmite informații personalizate. Și la un, într-o zi o să dai un click la ceva care poate părut interesant. De asta și ce înseamnă big data. Adică urmărirea statistică. Urmărirea statistică a tuturor utilizatorilor. A tuturor utilizatorilor. Nu are importanță ce Dar om spune, sau care este interesul? Interesul înțeleg este un un comercial. Vânzare produs, corect. Comercial. În primul rând. În al... Primul rând pentru ca să aduce bani. În al doilea da. rând, cei care vor mai plăti ca alte organizații politice, militare, mai știu eu ce mișcări, da? Deci, ele iarăși vor aduce bani. Înseamnă că și domeniul ăsta e interesat. Da, deci asta este și scopul. Scopul întotdeauna a fost banii. Nu putem să scăpăm de aceasta. Deci, acum. Deci, de fiecare dintre noi, de fapt, este un profil. Undeva, pe undeva și, și nu numai într-un loc. Ci da, probabil că noi, da în toate. Cure. Spuneți, vă rog, deci în utilizarea, evident, știți, aveam întrebări, deci cum influențează viața, deci internetul, care ar fi progresul, dar tot aici, de securitate, evident că vorbim de securitate, da. dacă poate ați fi putut să ne dați prietenilor noștri, cei care ne urmăresc, sugestii sau sfaturi cum putem să ne securizăm da. sau cum putem folosi internetul destul de sigur. Da, ce puțin încerc. În primul rând, iarăși istoric, din anii 90, da? un utilizator și o parolă. Deci astea au fost primii pași. A doilea, parola trebuie să fie securizată. Adică, Parola trebuie să se conțină și litere, și cifre, și semne. Și ea nu trebuie să fie ușor deductibilă, adică ușor de ghicit. Era așa o, o poză interesantă. Cum ați intrat? Era întrebare la un admin de în securitate, îl întreabă pe, pe un hacker. Cum ați intrat? Păi ușor, că numele de utilizator era admin și parola tot admin. <laughs> Am intrat ușor. Da? Deci parola, iarăși, organizațiile au protocoale. Și lucrul ăsta se verifică fiecare jumătate de an, la unii în trei luni, la alții într-un an, când trebuie să schimbi parola. Trebuie să o actualizezi și parola precedentă nu o poți folosi și tot așa. Și parola trebuie să fie destul de lungă, cel puțin vreo caractere, trebuie să conțină ceea ce ziceam mai înainte. Asta unul rămâne al doilea este că fiecare trebuie să, să aibă un. cum a fost implementat firewall da? Bine, acum noi avem deja. Bine, că ați, spune, avem. ați fi spus ce este firewall da. Wall. Este un zid de protecție, să spunem așa, mm -hmm. de zidul de protecție care deja Are, a fost... Electronic da. în În rețea, rețea, care a fost bine definit deja la nivel de soft uh, și el poate filtra accesul la în nivel de, dorite, de program. Da poate filtra la nivel de, de programă, da? accesul din, din alte părți da? către calculatorul tău sau tu sau programele care le ai terții instalate. Pentru că noi nu știm, spre exemplu, eu am instalat astăzi o aplicație în, în computerul meu, eu nu știu câte cereri va face el pe, pe web. Corect? Eu nu monitorizez să eu nu știu. Apoi, acest firewall, acest zidul ăsta de protecție, el trebuie să monitorizez, el trebuie să duc cu cont. Se poate acolo de dus, pe acea pagină? Nu se poate pe pagina, Și asta fost implementate la nivel de, de program deja. Uh, antivirusii care deja trebuie să fie instalați. Uh, uh, la un nivel de organizație, chiar uh, noi, eu lucrând pe nivel de cloud, noi ce facem? Noi blocăm unele accesuri, unele IP-uri, adică unele adrese, unele țări, unele IP-uri bănuitoare. Noi blocăm prea multe accesuri într-o secundă. Da? Nu poți fizic să faci, spre exemplu, 10 accesuri în, 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 într-o secundă. Nu e posibil. Da? Ca om. Și iată Lucruri de genul ăsta, manevrări de, de genul acesta. Uh, mai folosim uh, virtual network, uh, rețele virtuale, da? ca să știm că numai aceste rețele au accesul la rețeaua noastră și nu toate. da. Astea sunt pași care ne folosim pentru a securiza sistemul în care noi ne aflăm. Uh, pe lângă aceasta, Google mai a făcut reCAPTCHA, dacă vă mai țineți minte. Ce, ce, este? Ce spune e, românește. E, că, da, era o, este o aplicație, așa și se numește, Recaptcha, care îți pune, pentru o imagine, îți pune împărțită într-o într, -o, într -o matrix, într-o matriță, da? într-un tabel, câteva imagini diferite și trebuie să selectezi dânsa care sunt mașini, spre exemplu. Da? Și dacă ai selectat trei corect, înseamnă că tu ești om. Dacă nu, înseamnă că ești un un robot ceva sau hacker sau mai știu, un bot ceva automat care vrei să faci un acces. Da, nu mai știu. Acum mai sunt site-uri care primesc doar acces cu cheie personală, privată. Și atât Republica Moldova și noi avem acces ca să-ți faci o cheie privată, personală sau persoanele juridice pot să-și facă o cheie privată. Da? Și toate acestea sunt uh, ținute sub control de către organizațiile guvernamentale, de stat, cele private, care au interesul. Iarăși, HTTPS-ul, care a fost implementat deja Ce în este anii... De HTTPS? Ta, încerc, încerc să lămuresc. <laughs> uh, care a fost implementat uh, deja mai târziu în anii 90. Uh, deci, când s-a dezvoltat protocolul HTTP ca să hypertext, uh, ca să poți Transferat date la un căutător, la altul web, ele erau în formă deschisă. Și atât, pachetele acestea circulă. Și, spre exemplu, există o, o pagină web în care eu m-am logat ca un utilizator. Utilizatorul Nicolae cu parola admin, da? Și ele circulă libere pe internet. Și atunci cineva a intrat la mijloc și a capturat acest trafic. Și el ce vede acolo? Parola admin. Utilizator Nicolae. S, HTTP, S, security deja s-a adăugat, da? deci ele sunt încriptate. Înseamnă că datele acestea care circulă nu mai sunt în text Formă liber, liber, da, dar sunt încriptate. Și cheia privată o are cealaltă client care va primi aceste date. Iată cam la ce pot mă gândi eu acum. Vorbind de, ați amintit despre roboți sau boți, mm -hmm. ce ați putea spune, care e perspectiva pentru viitor? Că la un moment dat ai putea să vorbești nu cu persoană, cu da. individ, ci doar cu robot, ceva artificial. Și mi-e, parcă și mi greu și parcă mi-e e dureros să vă răspund la întrebarea asta, nici nu știu cum să o iau mai din ce capăt. Um. Ați văzut probabil și ați monitorizat că deja roboții sunt foarte umaniști și umanoizi, da? Și ei seamă deja cu oameni, bine echipamentul deasupra, da? Însă inteligența artificială, să zicem, eliberează brațul robotizării. Și roboții nu vor fi pur și simplu niște îndeplinitori de sarcini. Ei spus în codul ăsta sursă, trebuie să faci atât, atât, atât. S-a terminat, punct. S-a terminat treaba. Nu. E, astăzi vor fi de azi în curs, zicem, viitorul, da? Acești roboți, ei singuri vor lua decizii ce să fac. Da. Iată, inteligența artificială plus robotizarea, iată, asta și de ca roboții să fie de, de recent o informație. China a asfaltat 153 de km de drum, fără niciun om. Fără niciun om. În câteva clipe. Adică rapid, nu au durat unde deci m-am uimit fără niciun om. Deci totul a fost robotizat și inteligența artificială. Deci ei singuri au decis ce trebuie să facă, unde să pună. Da, deci eu, -am, eu ca specialist m-am uimit. Am văzut un video într-o zi tot pe rețele acestea. Eu stau mai mult nu pe rețele sociale, nu știu dacă, rețele tehnice. Da? Și am văzut un video cum niște personaje din politică, care se dușmănesc sau se împotriv unul alt, da? În acel video ei erau împreună. Aveau și copii. Și... Asta era un video generat de inteligență artificială. Deci un deci, fake. Deci un fake generat de inteligență artificială. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că securitatea informației de mâini o să fie foarte, nu știu, volatilă. Mâinii copiii mei n-a să poată face diferență între ce s-a spus la televizor și care este realitatea. Era un o postare, nu mai știu pe unde, acum în contextul ăsta politic, dacă vor vedea Ștefan cel Mare, nu știu ce, zic voi, poate n-ați citit, spune Ștefan cel Mare despre paradoxul despre care se vorbea acolo, da? Asta ce înseamnă? Oamenii care nici n-au citit istoria, deci ce se vorbește, promovează niște idei care, pentru alții care tot n-au citit și să adună unii E o cu alții manipulare, și... Ia E asta și vreau să spun, da? Deci, ce se va întâmpla? Informația viitorului va, va, manipula oamenii care nu au o bază științifică, istorică, culturală și iată, asta ne așteaptă. Nu știu dacă ați observat, avem atât de mulți influențeri, blogger, blogger și mai departe, câți dintre și au studii aprofundate în, cei, în materie în care vorbesc. Foarte puțin. Dar multă lume ascultă. Și cei care ascultă se dau după dâns și crezând că asta este adevărul. Da, ce ce spuneți dumneavoastră, știți cum, ne bucură, dar pe de altă parte ne sperie. Da. Pentru că înțeleg că vor fi deja și, eu știu, vehicule pilotate de roboți păi, artificiali. Deci... Bă. Tesla, de curând, a făcut anunț și a arătat taxiul lor care va circula pe străzile New Yorkului sau orașul lor, la importanță, fără șofer. Iar cineva în comentarii scria, asta de 10 ani urmă în China, așa <laughs> Ce să vorbim. Lucrurile astea sunt reale și ele se întâmplă în fața ochilor noștri. Și cu toate acestea, există, există greșeli. Da. Nu numai că omul greșește, ci și electronica greșește. La un moment dat se defectează, eu știu, televizorul, computerul, cât de bun și performant ar fi fost. Da. Și la un moment dat poate să se oprească sistemul operațional. Pur și simplu s-a blocat. Da. Pentru că greșeli sunt. Trăim da. în lume da. imperfecte. Acum întrebarea, cât de mult se va încrede în astfel de tehnologii, mă refer acum cyber sau cibernetice, mm. uh, uh, în așa fel încât, eu știu, să riște chiar cu problema existența vieții, pentru că uh, scenariile de, de uh, termina, uh, Terminator sau, mă rog, știți, da, da, a fost o serie întreagă da. de uh, filme turnate, terminator unde se explica lucrul acesta că de fapt dacă se încrede în mașină la un moment dat poate să fie interpretat chiar omul ca un dușman nu vreau să mă gândesc la scenariile acestea deci nu da. mă gândesc la, la acesta dar cu toate acestea suntem noi acum implicați și cea mai mare problemă care cred eu că nu doar în boturi e problemă. problema, problema mm -hmm. este în răufăcătorii care vor folosi boturile mm -hmm. înțeleg eu în da. în în, în, în detrimentul, știu, unor persoane sau chiar și pe scară largă. Da, da, da. Ce ați putea să spuneți aici? Dacă oamenii răufăcători, să zicem, încearcă să racoleze pe tot felul de platforme, tineri, și asta lucru cere multe resurse, da? să racoleze diferite idei, da? monopoliste sau sau chiar mai știu eu, droguri, pornografii și tot așa. Asta cere multe resurse. Imaginați-vă, da, ei vor începe să folosească inteligența artificială, roboții. Deci, da? care, tehnologii înalte. Care, da, care ei singuri vor acolo pe alții. Da? Și astea sunt. Se, se, se multiplică cât vrei. da. Și este un atac enorm. Evident că companiile, organizațiile internaționale vor trebui să facă față la lucrul ăsta și atunci securitatea se va ridica mai mult. Noi observăm că iată la nivel de transferuri bancare, spre exemplu, da? transferuri bănești, limitele s-au micșorat pentru că astăzi este greu să facă traiectoria unde și, unde și până unde au ajuns banii, da? pentru că sunt mulți care vor să facă trafic în domeniul ăsta. Când tehnologia să se va dezvolta mai aprofundat, ea va fi folosită și în domeniul nociv. Însă, cum ziceam, ea va fi și autonomă, pentru că asta este inteligența artificială, să decidă pentru sine însăși. Cât procent de decizii vom avea noi acolo, iată asta eu nu știu. Nu, bine, n-aș vrut dificil. să închei emisiunea cu, știți, cu lucrurile... Ar trebui noi să ne, sperie internetul nu. și dezvoltarea Ar trebui să și perspectiva în Gardă. Care... Ar trebui să fim ageri. Eu chiar stăteam și mă gândeam. nu știu care a fost primul scop a creierii cuțetului. Ori ca utilaj de bucătărie sau ca a. armă. Da? e un instrument. E un instrument. Internetul este un instrument, inteligența artificială este un instrument, roboții sunt un instrument. La urma urmei, când ai stins lumina, te-ai ridicat pe scaun și puteai afară. Da? Trebuie să ne educăm. Să ne educăm să avem acces limitat la internet, controlat. la device-uri. Da? Controlat, foarte bine menționat. Copiilor noștri, să nu să nu expunem copiii noștri din vârstă fragedă, când ei încă nu pot lua decizii de sine stătător. Uh, Oamenii pot lua decizii atunci când au trecut deja prin niște experiențe de viață, dar dacă le propunem în fața niște lucruri care nici noi sau cu greu facem în fața lor, atunci copiii noștri doar și poate le va fi greu. E, și totul lucru este controlul, da? Controlul asupra accesului, paginilor, a intrat pe internet. Cu ce scop ai intrat pe internet? Divertisment? Sau cauți informații care Nu te duce la stânga sau la dreapta? mergi pe flagelul pe care ți l-ai pus, dar pentru că aici e ai informației E nelimitată, da? Și de atunci, astfel, noi vom putea face față lucrurilor, da? Încercând să avem control asupra propriei noastre persoane. Dar asta este cel mai greu de făcut. <laughs> Mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi. Știți, am multe întrebări încă vis-a-vis mm -hmm. -vis de și poate cu altă ocazie veți fi la noi, în emisiune. Uh, și uh, dar trebuie să înțelegem că timpul e nimelos și trebuie să încheiem emisiunea noastră. Uh, evident că există, știu, provocări, dar sunt și lucruri pozitive. Sunt, uh, internetul este un instrument, așa cum a da. zis dumneavoastră și este nevoie ca să fie sub control. Uh, sperăm că viitorul nu este așa de pesimist vis-a-vis de ceea ce ne-ați povestit dumneavoastră și va fi și, știți cum, legea lui una din legea lui Newton, mm -hmm. când orice forță are și egală Contra. contraforță. Mm -hmm. Și sperăm că va fi și una <laughs> care ne va apăra și de în cazul dat de problemele sau de atacuri. Vă mulțumim foarte mult încă o dată și vă dorim succese. Mulțumim pentru cu siguranță că avem multe provocări și una dintre acestea este și controlul din internet. Dar trebuie să-l ținem minte că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și asta înseamnă că ar trebui să-l privească pe el în față. Ridicați ochii mai des în sus, de la ecrane. Vă spun la revedere până data viitoare!